Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod minunat cu CFR Cluj în drumul nostru spre mulți bani, nu neapărat glorie. Începem aici cu vânzarea lui Petar Mamić. L-am dat pentru 900.000 de euro la Huesca. Super, începem așa pe un profit frumos și o continuăm. Ia uite, vine aici ofertă pentru grecul nostru Taxidis. Nici nu vreau să negociez că mi-e frică să nu fac vreo boacănă. La 33 de ani, 600.000 de euro, du-te, my friend, du-te sărind în sus. De fapt, nu sărind în sus, că poate îți rup ceva șalele sau ceva de genul acesta. Vai, Doamne, cum mi-aș dori ca și voi să rupeți acel buton de like. Ce bine am băgat aici. Haideți, fraților, cât mai multe like-uri la acest minunat episod cu CFR Cluj, pe drumul nostru spre mulți, mulți bani. Bun, haide, cum ziceam, vreau să-mi vând jucători, nu vreau neapărat să-i pun transfer list, dar pe câțiva îi voi pune, pe câțiva mai țin de ei, încercăm să facem așa bani, știi, ca și cum ar fi în realitate. Bun, vom începe direct în start, uite așa să văd bătrâneii noștri, să-i punem transfer list El Caduri după un sezon foarte bun. Taxidis era transfer listed, am uitat, nu l-am pus pe Căduru și respectiv pe PTL. În rest, știi ce, îi las pe toți să vină ofertele așa de la cluburi. În rest nu mai pun pe nimic transfer listed decât pe aia doi bătrâni și pe PTL care e cam, să zic, useless. Ok, oare pe cine să împrumut? Hai că îl împrumutăm pe Sava de data aceasta. Că n-am măcar Otto și a jucat și că Buz și am și Sava așa, e mai nervos și vrea să se joace și el mai mult pe teren. Și am zis, bine, my friend, hai că facem treabă și să fie bine, dacă știi cum zic. Parcă l-aș vinde și pe Mogos, l-aș vinde și pe Boben, hai că îi vinde pe băieții ăștia. Am zicea că nu-i pun transfer și i-am pus transfer list, lol. În rest, SDM Keita o să fie bun de rezervă, așa, totul depinde și de ce oferte ne vor veni. În rest, desigur, vreau să-i mai pun pe ăștia alți încă o dată așa la loan. Îl voi aduce înapoi pe ăsta din Polonia pentru că n-a jucat, n-ai vrut nimic. Deci, da, deprindem o echipă care, na, să-l joace, să-i dea mai multe șanse decât respectiva echipă. Și da, să sperăm că totul va fi bine, bine de tot. Bun. Avem aici câteva meciuri amicale, lăsăm scouterii să termine de scouterit, cu ghilimele de rigoare, jucătorii pe care am găsit-o free agent, pentru că continuăm pe ideea asta de jucători free agent o perioadă, trebuie să vedem. Ia uite, l-am văzut și pe Taxidis foarte bine și încă să l-am văzut la echipă frumoasă, Coventry, bravo, my friend! Și, desigur, dacă vă întrebați de salarii, voi păstra 10K salariul maxim. Și voi folosi ideea care mi-a fost oferită în comentarii acum 2 career modus, nu știu ce, încă țin minte, dar ideea a fost cea de genul să pot să dau salarii depinzând de jucători, știi ce, ca și Football Manager pe altă parte, știi, dacă e crucial poți să dai mai mult, dacă e important atât, dacă e squad rotation mai puțin. Și asta voi face eu, în mare parte toți jucătorii, aș putea să zic deja că în CFR-ul se descurcă să dau 10K, și să zic, 1-2 jucători, așa, dacă e să urc puțin un 12-13, hai până în 15K, dar doar 2 jucători, punct. În rest, toți trebuie să respecte salariul maxim de 10K. L-am văzut pe Mogos pentru 650.000 de euro la Cardiff City, chiar face un pas înainte în carieră, nebunul de Mogos, ia uite-l, chiar mi se pare un transfer mișto la Cardiff. El Caduri, mă rog, Omar El Caduri, la LAFC, chiar speram să meargă la echipa asta, mai era acolo oferte de la o altă echipă, tot așa pe 1 milion, și mi s-a părut cel mai mișto ideea tocmai să meargă la LA, știi, în America, așa pe final de carieră, toate cele mai mulți bănuți, și CFR-ul, să zicem așa, imaginativ, i-a restartat cariera așa fix pe final și a venit oferta aia din America, care n-a putut fi refuzată pentru că omul chiar vrea să meargă acolo să facă și el niște bănuți, niște diridari, dacă știi cum zic. Super, până acum ne descurcăm foarte bine cu fiecare jucător pe care, ia uite, îl primim, îl dăm, totul este bine, bine.
Ia uite că l-am dat și pe Matea Boban, pentru prieteni îi ziceam Bober și el se supăra și se enerva, dar că se fă, n-ai că se fă, pleacă în Turcia, o destinație iarăși foarte realistică și ia uite, am obținut pe el 700.000 de euro, deci forță, ia uite cum CFR face bănuți peste bănuți peste bănuți. În sezonul trecut, la noi ne arăta acolo că CFR-ul este pe profit de 600.000 de euro. Sunt curios în acest sezon cum reușim și dacă creștem acea treabă. Pe moment, clar, se arată bine, bine totul, pentru că chiar am vândut bine așa în startul acestui sezon. Acum vreau să mai și împrumut jucători, vreau să împrumut și pe Sava de la o echipă care chiar să joace, nu să fie rezervă, sunt puțin mai pretențios în alegerea echipei. Dar în rest, totul e bine, bine. Hai să fim serios, Vole. Am acceptat. Oh, fi dat reject la Melbourne. Se va, da, reject in mode as they say, gonna reach agreement on contract terms. De ce? Că de obicei când ai loan, gen eu, CFR-ul îți plătesc 100% salarul. Ha, ce logică ciudată. Era interesant la Melbourne. Nu știu ce echipa au ăștia în Australia, dar poate că juca acolo. Mai știi? Oare cine își mai aduce aminte de acest jucător pe nume Ozia Cup? Un jucător care prin FIFA 14, 15, oare? Sau 16? Cred că pe acolo până acum mult, 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 mult timp. Long, long time ago, cum erau, cum se intrau alea în filmele alea de poveste, știi? Era un jucător fantastic de interesant, cu potențial mare. Era un jucător incredibil de wow. Mai ales pentru naționala Turciei, care n-a mai avut de ceva timp așa un jucător epic. Și da, ia uite, la aici a venit la noi la echipă inegalabilul Ozia Cup, care, Doamne, când te gândești că luam la AC Milan și la echipe de astea să mă evolueze, să facă treabă bună și acum uite la aici că vine la CFR Cluj să ce, că KM e 50 pace, de-abia se mișcă bietul și să-l fac CD, n-are fizic și n-are nici defending. My friend, ce faci? Dar nu m-am putut abține, am zis hai că-l iau, cu oricum s-a retras Deac și ne trebuia acolo un KM de rezervă. Și, na, dacă joacă și CDM de rezervă, iarăși este bine. Ia zi, ce se întâmplă aici? Peteleu, ia uite că l-am vindem și pe el pentru 400.000 de euro. Foarte bine, ia uite, acum chiar că am făcut așa curățenie puțin pe aici. Se negociază din greu aici aducerea acestui maghiar Zsolt Kalmár, un jucător care, uite, zicea acolo jocul că recommended wage 30.000 și văd că am reușit să-l aduc, uite, aproape de 10.000, dar încă se negociază aici pe să fie așa suma aia rotundă 10.000, știi, să nu-mi intre în acele două locuri, ia uite că reușim, în acele două locuri de peste 10.000. Foarte bine, Zsolt Kalmár, un jucător cu care am mai jucat noi pe vremuri, acum 1-2 ani, dacă rețin corect, era un jucător care tot așa free agent, zici că stă free agent de toată viața și l-am adus la echipă, să nu uităm, CFR Cluj totuși are un istoric pe filiera asta maghiară, înainte să fie apărut și Sepsi, cei de la CFR erau ăștia așa mai pe ideea cu ungurii și așa mai departe, deci totuși pare un transfer bun și garantat realistic, de ce nu? Mai ales că noi aveam nevoie mare de un jucător pe cam, având în vedere că a plecat Căduri și Deac s-a retras și aia acum el va fi titularul nostru, acum că mă peste cardul lui, mai ales când prea are pace, mi-ar place mai mult să reprofilez ca și un KM pe omul nostru, dar hai să lăsăm așa și să vedem mai încolo ce vom mai putea face, găsi. Am mai pus câțiva jucători pe scout, nici nu vreau să sar calul, cum vă mai ziceam, vreau să fie și semi-realistic, vreau să fie și treabă bună, pur și simplu, să fie un cărimo nebun și frumos în care ținta noastră supremă să fie cașu, înainte să fie oprită de imnul Champions League, care este full on copyrighted și am avut experiențe nasoale cu treaba asta, de aia mă feresc de imnul ăsta ca de râie câteodată aici în career mod. Mi-e frică de numă de aia, știi, nici nu riz, nici nimic, bă, stai acolo, nu, nici nu te mai văd, nici nu te aud. Bun, suntem aici cu Champions League, având în vedere că am terminat primii în clasament, cred că o să jucăm nebunii de astea de calificări și de chestii și de trestii, să vedem și acolo cum ne descurcăm.
Vine ofertă pentru Cresic, un câmp care nu aveam în gând și încă nu am așa să-l vând. Mai degrabă l-aș fi vândut pe Yeti, care este destul de, hai să zicem, slow motion, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Hai să zicem 1.500.000, 1.200.000, eu zic că 1.500.000 e prețul lui corect, fără să sărim calul, fără să exagerăm. 1.4, din nou zic, nu vreau să-l vând, dar sunt dispus pentru obiectiv. 1.500.000 și wow, nu se poate, dar adevărat, uite că ăștia refuză pentru 100.000 de euro să-l cumpere pentru pe Cresic. Ah, n-ai stres, n-ai stres chiar deloc. Muhar, ia uite, ofertă de la Rundstad. Parcă l-aș vedea să joace acolo. Ia să vedem dacă cu ei ne vom înțelege la un preț bun pentru un alt jucător care chiar îmi place și rele de la CFR. 2.500.000, easy. Easy, vreau două bețe jumate pe el. Omul ăsta e bun, nici nu așa bătrân, e în floarea vârstei. Așa. Și ia să vedem, 2.500.000, niciun cent nu las din prețul. Da, se pare că pică și acest transfer. Dar, din nou zic, mi se par oferte corecte care le fac eu acestor echipe. Adică nu cer, eu știu, prea mult sau cea de genul acesta. Este Young Boys 1-1, primul meci. Kalmar, ungurul, ia uite, deschide scorul aici în minutul 5 versus Young Boys. Wow, scurs, dacă pierdem fix primul meci, gen, apucăm, cred că conference, așa-i? Habar n-am. Ok, azi de mai meci de cupă. Ui, de mine ce obosiți stați. Ok, azi să băgăm rezervele. Doamne, cât îți derupți stați. Hai că-l punem pe avânul acolo. Uite așa, Muhar. Ia-i de fapt, Muhar, tu du-te câmă. Tu ia du-te acolo. Aieti, hai și tu pe teren, my friend. Crezi nici așa, Filip, că buz, Mihai, bun. Ia să vedem acum, sim... Quick sim și să vedem farul 2-2. Ok, nu trebuie să fie extra time chestii, trestii, gen, asta că nu fă o cuști. Să ne atent. Bun, la ce un lucru care vorbim de neatenție, l-am văzut pe Peda, titular, și am stat și am zis, hei, de când e asta titular? Adică, da, mă, l-am văzut pe Mogoș, știi, și apoi mi-a picat fisa, da, l-am văzut pe Mogoș. Într-adevăr, așa mai avem Majeti și Cresici. Tu vorbești serios? Aieti cumva a reușit să-și bage pace-ul în picioare și Cresici acum ia la slow motion. Ok, clar Peda mai degrabă se vede titular în locul lor la 2, că nu a aproape același overall și ăsta e mult mai tânăr, da, evoluează, dar da, poate să trească să mai cumpărăm ceva acolo în locul lui. Am dat quick sim și la retur și uite că reușim să trecem mai departe de Young Boys, forță pe agregat 3-2. Deci e bine, Conference League-ul zic eu că garantat ne-a asigurat, dacă nu chiar Europa League, cine știe. Oi, Fenerbahce ce urmează! Ok, deci clar n-o să continuăm în Champions League. Oi, bro, Fener, dintre toate echipele fix Fenerbahce, ce serios. Deja văd mare titlu, Ronaldo, transfer de senzație la CFR Cluj. Ronaldo, deaconul, desigur. Am avut nevoie acolo de un mijlocaș așa de lot și am zis, de ce nu, parcă îl și văd pe Ronaldo Deaconu venind la CFR acolo frumos, o mai acupe și el un loc foarte bine. Am avut mare nevoie de încă un câmp, că e jale, mai ales cuitul rupt, nu știu cât timp a mai fi rupt. Filip vreau să-l împrumut, Mihai vreau să-l împrumut și desigur, ia uite aici vine Deaconu la fix, my friend, stai că pe așa. Perfect, și așa avem doi câmâi, ia uite, vezi și acum, ia uite, și obosiți-s. Deci, hai să facem o recapitulare, avem rezerve de atacanți, avem KM2 și CDM Super, LB ăsta mai joacă și RB, KB avem 2, portar de rezervă chiar 2, sper să mai promot pe unul din ei, l-avem aici pe Itu care nu a trebuit să-și revină din accidentare, oare ne scrie aici? Nu ne scrie aici. Vom vedea, așa, ideea e că e ok, poate un cam de rezervă dacă aș mai găsi, aia aș mai achiziționa, dar în momentul de față, parcă așa aștept să văd dacă mai vin oferte, voi recapitula desigur și
Ok. Sepsi, dar decât să-mi stea mie pe cap și pe ce să-mi facă scandal că nu joacă, mai bine să se ducă la sepsi și apoi și dacă nu joacă, cât să fă, n-ai cât să fă. Am rezolvat și problemele financiare pe partea aia de contracte. Foarte mulți jucători nu prea vor să mai rămână, frate, la noi la echipă. Tot așa, știi, cât un an. Nu vreau să stau mai mult de un an, boss. Nu, un an. Toată lumea cât un an. Apoi, ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Știi ce zic? Asta este. Vom vedea ideea să ne pierd free agent, mai ales Lang. Și am avut noroc pe partea asta de contracte, că niciunul nu a strit calul, știi, să zică, bă, șeful, vreau, nu știu ce, lumea și pământul, vreau salariul de la Monumental. Mai avem aici jucători, din câte se și bine vede, mișto așa pe free agent, dar, cum ziceam, nu vreau să sar calul și să fac tot felul de transferuri nebunești și prostești, numai așa să fie făcute, ca după aia să-i vând, să zic, ia uite ce ușor a fost să strâng toți acești bani, știi ce zic? Nu, merem așa frumos, corect, corespunzător, aia e. Bun, mi-l-aș fi dorit și chiar și în realitate, mi-l doresc pe Juan Bauza să vină la CFR Cluj, mi se pare un jucător foarte interesant, așa în Liga 1 a României și mi-ar place foarte mult la CFR, dar din păcate se crede că este prea important clubului și nu-l putem aduce, din păcate. Și după ce am zis, hai să vedem altfel. Hai să vedem din Liga 1 a României, mi s-ar părea interesant ăsta, parcă l-aș vedea la CFR sau... Oare a fost la CFR ăsta? Știu că a fost un jucător de ăsta care, belgian, care a fost la CFR, dar o stare de bea câteva zile apoi a plecat. Ha, nici nu mai știu. Așa ar fi Bani, Ahmed Bani, care ar fi, da, genul ăla de jucător tânăr, român, etc. etc. Sau să mergem pe vecinii noștri bulgari, ar fi Filip Krastev ăsta. Hai să facem o comparație cu Bani. Shooting, passing, Bani are 81 pace, ceea ce e destul de acceptabil, 63 pase, shooting-ul varză. Ăsta parcă un picuț mai echilibrat. Ok, și ungurul ăsta ar fi mulți bani. Mai degrabă belgianul atunci, numai că este 26 de ani, știi, nu știu cât de mult va evolua, dar și ăsta arată mișto, așa ca stețuri. No, cred că le-au pe bulgarul ăsta, Krastev, Filip Krastev. Hai să încercăm să-l achiziționăm pe Filip Krastev și n-o să vedem dacă acceptă, desigur, și partea aia financiară. Vom începe cu 2 milioane, că suntem echipă săracă. Vezi, doamne. Așa, îl vor pe Ronaldo. Eu zic, tu te văd aici. Nu-l vând pe Ronaldo. Acum a venit Ronaldo, eu nu-l vând pe Ronaldo. Îmi place că și caracterul meu din joc așa parcă dă din cap că nu. 2 milioane, ați văzut, despre asta vorbim. Ia să vedem la negocieri, mi-ar place să accepte squad rotation, dar parcă și văd că vrea să fie important. Rotation! Bine, mă, aia zic. Bravo, mie ești drag acum, bravo, bulgarule. Altfel, e așa, acum, wage, stai să nu ne prostim, hai să-i oferim puțin mai mult. 5? 5, 1000 peste salariul tău. Aia zic, reasonable, cum nu, bine ai venit, my friend, la CFR Cluj, tu fiind ultimul nostru transfer aici la club. Filip Krastev, bulgarul, vei uite, venit din Olanda, de la Zvole, deja iarăși presa română, bă, cine este acest bulgar pe care CFR a dat 2 milioane de euro, incredibilul bulgar, vine acum la CFR, bun, dar pe cine scot acum? Dacă îl scot pe băiatul ăsta Keita. Și atunci Krastev te joacă și cam și cam. Bun, perfect, deja și banca de rezervă este super nice. Totul e bine cu fines. Din păcate n-am reușit să împrumut din portar. Știi ce, îmi pare rău, n-am vrut să împrumut pe Sava cum el. Ai, are rost acum să-l mai pun pe Otto Hindrich loan. Nu cred că vine ofertă, dar hai să încercăm. Și în rest, pe el alți cover-ul mic, cred că i-am tot pus, așa e Filip, este, aproape vă sepsi, ăsta cu Andorra, e tu, ia, viața mea, 5 săptămâni e rupt, ok, asta este AE, nu cred că se meargă la loan. Deci hai să vedem, ultimele 5 ore rămas din această perioadă de transferuri, oare ce vom reuși să efectuăm? Bă, ăștia doi, dacă s-ar duce, aș fi super happy. Fiecare se duc acolo, pe dacă vor juca, dacă nu, aia e, măcar știu că i-am împrumutat și nu o să fie cu scandal.
Ia să vedem deja primul jucător care pleacă, este Robert Phillip la Sepsi. Sper să joci, că Sepsi totuși mi se pare echipă bună. Nu prea cred că o să prinde el acolo așa șanse. Ce ofertă vine aici pentru Căbuz de la Granada. Hai să negociem, îmi place Granada, frumos la Căbuz și lui ar place, așa, căldurică, frumos, Spania. La toți românile, jucători români le place așa Spania, așa, ca destinație. Deci, de ce nu? Hai să vedem, 2 milioane, cred că îl dau și prea ieftin, având în vedere că e cotat pe market la 1.1. Ok. Sper că Granada n-a avut atâția bani dispuși, adică, bro, chiar am făcut preț bun să meargă băiatul nostru la Granada, frumos, în Spania, soare, nebunie, fetițe, da, dar n-a fost să fie. Genoa vine, tamu pe finalul perioadei de transferuri, interesată de omul nostru Otele, Otele fiind un jucător important. Jocul zice că putem să cerem pe 4.4, no, eu voi cere 6 milioane. Vreau pe Otele 6 milioane, adică 2.8, practic imediat a fi 3 milioane și crede-mă, 6 milioane, iarăși zic, e un preț bombă. Da, asta zice și Genoa că e un preț bombă, dar nu s-au gândit la bombă în sensul la care m-am gândit eu, adică ofertă. Ei s-au gândit, băi, ești nebun, atâția bani pe el. Hei, nu la Genoa e Pușcaș. Bă, parcă la Pușcaș. Putea să-l ofer acolo, știi, ca și scrie, să-mi dea pe mie pe Pușcaș. Am mă gândesc. Sau el era doar lău la Genoa. Ah, nu mai știu. Oricum e Pușcăria acel jucător. Glume. Dar, da, vom da reject. 20, oricum și dacă... 8.9 milioane. Baby religia. Oricum și dacă dau accept, mai este doar o singură oră, știi? Și n-ar fi finalizat transferul. Bun, cam asta a fost cu bănuții, cu transferul. Hai să vedem returul meciului ăsta mirobolant cu, desigur, Fenerbahce, care ne-a dat cu terenul cap parcă celălalt meci. Vom vedea acum imediat și ce se întâmplă în returul meciului și după care, scurios, cred că Europa sau Conference. Oricare e bine, numai să fie ceva acolo. Da, 7-3 pe agregat, Doamne! Dar na, și ce echipă are Fener, hai să fim serioși. Era clar că o să ne luăm bătaie, chiar dacă jocul îmi dă dislike. Cum m-ai îndrăznit să nu te califici mai departe, bă, țăranule, bă, grupul Champions League. Eu acolo, șeful e Fener. Gen, bro. Ai de viața mea. Așa, mai băga și noi câte are schimbări, dacă tot îmi permit. Ia, uite așa, frumos. 1-0, lang încă. Căbul. Bravo, bă, nebunule, care ești nebun. GG++. Wow, m-a oprit la fix din sim, pentru că fiți atenți aici ce se întâmplă. CFR Cluj a ajuns în finala Europa League. Vă jur, puțin m-am enervat că am ajuns în finală, că o să zică lumea că vezi, Doamne, ce am făcut, dar... Bă, cum dracu am ajuns cu CFR-ul finala Europa League, bă, în al doilea sezon! Deci, rămân mut, mă, ce va face Dan Petrescu acolo, bă, și... Ia uite, am ajuns în finală unde ne luăm golul minutul 5 de la Fulgini. Mamă, ce nume e haios are ăsta. Fulgini, e! Ai, 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 creativitatea și geniul lui Dan Petrescu a ajuns să ajuta pe el după CFR să ajungă într-o finală. Iarăși surpriză, zice că totuși, uite, CFR e clar o surpriză imensă, dar Lens, oare ce drum au avut ei de au ajuns și ei în finală împreună cu noi. Zice că este o finală chiar, bă, având în vedere ce echipe am scos, ultra accesibilă pentru CFR, dar, băi, frate, am ajuns în finala Europa League, bro. Am rămas mut, mă. Cu echipă totuși frumoasă, dar totuși te pui pe de finale, ești nebun. Noi aici care vrem să ne axăm, știi, să facem mulți bani și nebunii din nou. Oh, Vahi de data aceasta dă gol aici pentru Lens. Eu aici care vreau să mă axez pe bani, să toate cele, nu pe cupe, acum băi, ce cealaltă genul, a, da? Da, ia stai așa, că nu o să faci tot transferul și să câștigi cupe. Băi, ce se întâmplă? Măcar dă și noi un gol de onoare acolo. O, dar ce bine se apără, vezi? Cum atacăm noi ăștia, parcă așa un fallback.
și repede se adună toți acolo în apărare și este greu CFR-ului să marcheze. Dar totuși avem o posesie foarte egală, ea e pe 52%, e 48%, ei 3 șuturi, 2 gol, doamne, noi 2 șuturi, nimic. Stai că să-l schimb pe Kalmar, îl punem pe bulgarul nostru de încredere, îl scoatem pe Lang să joace Uziacup, joacă KB cu 5-6 def. Lol. Așa, așa facem două schimbări acolo, unul în apărare, unul așa mai ofensiv. Doar să iasă minge în aut și poate reușim și noi să facem un comeback. Iar să vedem, îmi place simul ăsta așa, știi, parcă încearcă și cei de la FIFA să imite puțin Football Managerul. Dar nu le iese. Iar de metrul 56, ia uite ce bine pasează băieții, pătrundem ușor în careu, dar nu. Ai, se apără, frate, Lens. De nota 10, n-am ce să le zic decât bravo celor de la Lens, bă, ce bine se apără. Haide că îl băgăm pe DB-ul, așa, și KB nu am altă decât o Zeacup, cum ziceau ei, sau ăsta de asta. Nu cred că o să facă treabă. No, mai bine lăsăm așa, îl bag, știi ce, și pe Cooper în atac, să fie fresh atacul și ce a fi, a fi. Aoleu, pe contraatac, am văzut ce gafă monumentală în apărare, nici nu mai are rost, fraților. Nici nu mai are rost, dă direct jump to result, am dat și noi un gol, metru 84. Dar totuși, mă, cum am ajuns în finala Europa League, frate? Am bătut-o pe Atletico de Madrid 4-3. Ai de viața mea, fac cruce în fața monitorului și Lens a bătut-o pe West Ham. Am dat de Frankfurt, uite, 3-2. Cei de la Lens au bătut Aston Villa. Aston Villa are o echipă superbă. Aici am trecut mai departe de Galatasaray 2-1. Cred că a fost 0-0 în primul meci. Incredibil. Și Liverpool scoase afară de Aston Villa, fii atent. Și Liverpool pentru al doilea sezon la rând în Europa League. Wow. Până și AC Milan. What? Incredibil, dragi prieteni, nu știu ce să vă zic decât că s-a lovit norocul de noi, apar n-am cum să vă explic că am ajuns în finala Europa League. Gen, uluitor, era vorba că sunt până acolo, dacă n-am văzut ce se întâmplă, repede am dat pauză, ca apoi să văd cum ne luăm bătaie 4-1. Să vedem jucătorii, am dat pe edit players din greșeală. Să vedem cum s-au descurcat jucătorii. Ia uite, Gigi Crusav, pe primul loc la golgheteri. 21 de goluri, urmat de Birligia. Lucasen, care și el a fost la CFR o scurtă perioadă, dar nici nu cred că a jucat foarte puțin asta la CFR. Mai jos este și Otele. Ce mai avem pe aici? Atât, așa e? Așa se pare. La asisturi, Krastev, rezerva de KM, joacă foarte bine, uite câte asisturi a dat. Cel mai bun portar este Sava, ia uite, 39 de meciuri și 19 meciuri fără gol primit. Wow! Chiar că un portar forță, sper că am evoluat mai bine decât data trecută. Și hai să vedem în campionat, relegation group, deci play-out-ul, dacă ar fi Liga a doua, ar retrograda Iașu și Craiova. Respectiv, ia uite, Cluj acolo s-ar lupta pentru supraviețuire. Dar, surpriză, Farul și respectiv Rapid sunt în play-out. Wow! Și în play-off a reușit cumva să strecoare Botoșani, Otarad, doamne, și uite, ștepți. Da, mă, ce chestie! CFR Cluj pe primul loc, Craiova pe 2 și FCSB pe 3. Da, forță, bravo CFR-ul! Hai să dăm echipa, lotul, cum a evoluat. Vom începe cu Căbuz să mete transfer request, nicio problemă, cred că mai e contract așa. Ok, o să trească să te vindem, nicio problemă. Hindrich, împrumutat la Braga mai mult din disperare să nu-l pierd, plus 3. S-au evoluat la noi, că l-am împrumutat mai târziu în campionat. Asta este el, voi scoate totuși pe Sava de pe loan list. Și da, Sava a evoluat de plus 3, 73 overall. Abeid, toate sunt cu dislike la el, absolut toate.
Ia uite el pe ucraineanul nostru Bogdan, o evoluție bună de data aceasta, plus 2,75 overall, la Yeti un plus 1, Adam Lang un plus 1, la 32 de ani un plus 1, bravo. Kresic, să mi transfer request, nu-i stres. Asta da, Patrick Peda, ia uite polonezul nostru, juniorul nostru, foarte bine evoluează aici la 70 overall. Elie Poezie doar un plus 1, din păcate, Mane un plus 1, Muhar un plus 2, așa da, Keita, ia uite și el un plus 3, e ceva bug, ia uitați-vă la numele lui Keita, vedeți că are 3 puncte, acolo unde e I-U și la T mai sunt 2 puncte, ce chestie. Ok, Garcia a fost adus pentru că n-am fost atent la obiective și mi-era frică cu CFR-ul. Trebuia un jucător de ăsta din South America, respectiv știți voi zona aia bună Americii, Argentina, Brazilia, Uruguay și toate cele. Și l-am luat pe ăsta full YOLO, nici nu aveam scout, nici nimic și asta este, l-am adus. Bun, Oziacup, nimic, polonezul, nimic, a avut cel mai mișto mijlocaș al nostru, uite, un plus 1, fică fără frică la Cincinnati în America, de data asta e vlat un plus 2, nu-i rău. Itu nimic, Ronaldo Diagonu, bravo, câte așa, 30 de meciuri, nice, un plus 1, Filip un plus 2, Mihai un plus 2, Kalmar, de ce era transfer listed, lol, foarte ciudat. Așa, bulgarul nostru, ia uite-l, un plus 2, nice, imediat ne vedem și statisticile mai bine și să vedem dacă a dat golul și toate cele. Uite-l, un plus 2, Burligea, evoluție imensă de plus 5, uite, 7-7 overall pe ăsta, cred că o să scoatem o grămadă de bani. Cooper, nimic de data aceasta. Ia să vedem la stats-uri atunci. Ne vom uita, golgeterul nostru este Burligea cu 30 de goluri, urmat de Otele, 17, mijlocașul Avenu, 12, celălalt mijlocaș, ia uite, 7, wow, rezervele mele mult, mult mai jos, ia uite, sub Kalmar, sub ăsta, rezervă, da, 5 goluri amândoi, a făcut echipă, ia uite, 5 goluri amândoi și fiecare cât un asist. Uite, mă, ce haios e. Krastev, uite-te, pe banca de rezerve, 9 asisturi peste ungur, foarte tare. Avenu 8, ăsta, polonezul 7, Kalmar 7, Ronaldo Diaconu 5, bravo. Și așa mai departe. Cel mai bun jucător al nostru, cel mai scump jucător al nostru este Burligea, deja la o cotă monumentală de 13.5 milioane. Stai să-l vezi când l-am vinde postă câți bani facem. Foarte bine și ucraineanul, ia uite, 5 milioane, Kalmar 4 milioane, Otele 3.4, am văzut bine lol, așa, Hindrich, ia uite, 3, Sava și 3, Mane 3, Peda, ia uite, 2.2, bravo, Adam Lang, 2 milioane, ăsta 2 milioane, bulgarul, 2 milioane, așteptam la mai mult totuși, ai vlat în plus 2, ce chestie. Și da, așa mai departe. Și salariul nostru a rămas așa frumos, toți așa cu 10K, niciunul n-a mers peste 10K, chiar că dacă te uiți la Burligea are 9.5 de aici, l-au rotunjit ăștia la 10K. Deci totul e bine cu finesa. Acum, hai să vedem. Obiectivul nostru principal este pe partea asta de finanțe, de bănuți. Suntem pe un profit monumental, record pentru CFR Cluj de 12.75 de milioane. Forță, deci chiar ăla e. Hai să vedem acum, o să fie mai greu că trebuie să facem mai mult profit decât am făcut aici. Chiar este o idee foarte interesantă și asta, ca o idee de provocare, tot timpul să faci mai mult profit ca sezonul trecut, știi? Și da, asta chiar că e o provocare, uite că acum trebuie să facem mai mult, să zicem că îl vinde pe Burligea, după aceea îl vinde pe Burligea cu 15 milioane, după aia, ok, l-am pierdut pe ăla șmecher-șteker care a evoluat și era tare. Ce dracu mai vând eu acum ca să fac peste 15 milioane sezonul viitor, știi ce zic? Poate fi și asta o fază de asta așa de provocare foarte interesantă. Dar da, wow, 12 milioane, aproape de 13, bravo CFR-ul, acum putem și noi zicem că vom crește salariile la 15K, ce părere aveți? 15K și 2 jucători crucial, trebuie să fie neapărat crucial la 20K, dar doar 2, în rest toți 15, nici chiar toți, așa, ăștia important, așa, juniorii și minunile astea și să rămână la 10. Da, așa vom face.
Super. Hai că totuși, pe un buget de 12 milioane jumate la final de sezon, îți dai seama că și CFR-ul mai scoate din buzunar niște bonus pentru salarii, pentru că până acum, ia uite, suntem tot pe profit. Ceea ce îmi și doresc să fie cât mai mult aici la CFR Cluj. Și să vedem, dar ia uite, pe un profit de aproape 13 milioane. Sunt curios, oare sezonul viitor, ce buget ne va da CFR Cluj? Asta vom afla de-abia în episodul viitor. Numai bine, pa, pa!